Pe Ludovic Orban l-ați văzut în ultima perioadă? Doamne, e foarte tare. S-a răsculat, gata, a rupt lanțul, domne, a început scandalul, e foarte rău. A, nu, nu cu PSD-știi, nu cu Dragnea, nu cu puterea, nu. Acolo PNL nu mișcă. Nu, când au chef de scandal, liberalii se iau unii de alții. Și culmea, Orban s-a luat fix de un penelist care a fost activ, cu nerv și articulat în ceea ce a făcut. E vorba de senatorul Daniel Zanfir, cel care s-a luptat cu băncile alături de avocatul Piperea în problema creditelor făcute în franci elvețieni. E tot senatorul Daniel Zanfir are el un proiect de lege cu plafonarea dobânzilor băncilor. Cum mă să face așa ceva? Așa ceva Orban nu poate înghiți. O, da, Orban înghite multe de la PSD-iști, multe de la DNA, multe de la Iohannis, dar asta de la un membru PNL, nu. Totul până la profitul băncilor. Bravo, domnule Orban, bravo. Sunteți excepțional pentru PSD. Ludovic Orban este supărat pe senatorul Dan Zanfir și spune sunt proiecte asumate de partid care parcurg o procedură internă de vot și avizare și cele inițiate individual de parlamentari. Acest proiect, cel cu plafonarea dobânzilor, nu e susținut de PNL, dar nu pot restrânge dreptul nimănui de a avea inițiativă. Domnul Zanfir are și alte atitudini neconforme cu deciziile partidului și dacă va continua pe linia asta, ne vom despărți. Domnule Orban, mă scuzați, nu trebuie să vă despărțiți de altcineva, nu, trebuie să vă despărțiți de propriul creier. Să vă explic, dar nu, că o explicați dumneavoastră foarte bine. O spuneți clar în legătură cu declarația 600. Este o rușine pentru Ministerul Finanțelor și pentru ANAF conceperea unui astfel de formular, care este parcă vrea să-i pedepsească pe toți acei oameni care câștigă venituri și din alte activități decât din salarii. Parcă este așa o ură de clasă a PSD-ului, care de prima oară când se manifestă. Domnule Orban, șefule, vorbiți tâmpenii, nu știți despre ce e vorba, serios, habar n-aveți ce spuneți. Problema nu e blestematul ăla de formular, trăiți și dumneavoastră într-o Românie paralelă. Problema este că plătesc mai mult cei care câștigă puțin din drepturi de autor și câștigă mult, foarte mult de pe urma acestei legi, cei care încasează mai mulți bani. Altfel spus, cei care câștigă mult vor câștiga și mai mult, iar cei care câștigau puțin vor fi taxați mai mult. Ia puneți-vă puțin neuroni în ordine și o să înțelegeți. Dacă nu, să știți că suntem aici în fiecare zi, de la 10 dimineața la 10 seara. Vă putem explica. Astăzi, spre surpriza dumneavoastră, voi fi foarte scurt. Știți, acum e sezon de transferuri. Ah, și mai e ceva, domnule Orban, pentru că văd că sunteți foarte afectat. Ați votat alături de PSD toți liberalii din Camera Deputaților pentru scutirea de taxe a dezvoltatorilor imobiliari pe persoană fizică. O mizerie pe care ați făcut-o împreună. Acolo nu v-a mai păsat de nimic, nu? Deci, dacă vreți să vă luptați cu cineva, eu zic să o faceți cu propria impostură. Să strigi, nu e un argument. Și degeaba strigi dacă pe la spate faci, pe mână cu PSD, cele mai mari nenorociri fiscale. A se slăbit domnul mare liberal.